Mircea Cosmaru pe TCRA, după ce magistrații au decis rejudecarea cauzei, dosarul meu este plecat pe o ilegalitate. Destul de discret sublinierea de absent în spațiul public de la Declan, sublinierea scandalului privind înregistrările prezentate de fiul său, fostul presubliniere-edinte al Consiliului Județean Prahova, rupe TCRA. Într-o intervenție în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Mircea Cosma a susținut că dosarul său este unul ilegal. Dosarul meu este plecat pe o ilegalitate. Eram membru cu drepturi depline al Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, conform protocolului 7. Nu puteam fi reținut atât timp cât eram în slujba comitetului. Pe 14 februarie, i-am dat lui Ionel Lucian, procuror șef de secție la Dna Ploiești, biletele de avion care mi le-a reținut. Domnule, nu mai pleci, avem treaba cu dumneata. Eu rămân admirat ca un om cu 200.000 de voturi aflat în sluja comitetului, având imunitate conform legii acelui Consiliu, nu poate fi reținut sub nicio formă pe teritoriul statelor UE decât dacă a comite un flagrant. M-am pomenit în 2 ore și jumătate din inculpat, arestat și primis la Haules Campina, a declarat Mircea Cosma. Magistrații în alte curci de casație, sublinierei justiție, au decis rejudecarea de către secția penală Cluj-a dosarului în care fostul deputat Vlad Cosma, sublinierei fostul presubliniere-edinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, sunt acuzați de trafic de influent, respectiv luare de mici, sublinierei abuz în serviciu. Mai exact, procurorii n-ai acuz ce ar fi primit de la administratorii unor firme aproximativ 1.000.000 de euro pentru acordarea unor contracte de lucru în care beneficiar era Consiliul Județean.